seara, stimați telespectatori, bun regăsit la Economia 21, emisiunea în care analizăm principalele evenimente economice, politice, sociale ale perioadei și încercăm să descifrăm anumite resorturi, anumite mesaje, anumite semnificații din spatele evenimentelor pe care le vedem în prim plan. Astăzi o să avem ocazia să analizăm principalele evenimente alături de o personalitate politică și diplomatică a României, fost președinte al Senatului, fost ministru de externe în mai multe mandate, fost ministru al apărării, fost director SIE și fost candidat la președinția României, în prezent senator în Parlamentul României, făcând parte din o forță politică nouă, dar care își propune obiective ambițioase. Este vorba de Partidul Puterii Umaniste. Alături de noi avem onoarea să-l avem pe domnul Teodor Meleșcanu. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Îmi face o plăcere deosebită. Domnule Meleșcanu, aveți multă experiență politică și ați fost în multe zone de putere în care să vedeți lucrurile din interior, să vedeți cum se iau deciziile. Ați fost și cel care a luat decizii în anumite situații. Da. Trăim niște vremuri complicate. Cum le descifrați dumneavoastră așa într-o privire mai generală, perioada asta pe care o trăim? Vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, după această pandemie care s-a desfășurat practic la nivel mondial, lucrurile se vor schimba. Nu va mai fi ceea ce a fost înainte de pandemie. Niciodată. Adică vedeți o schimbare... Văd o schimbare foarte serioasă, pentru că, în general, tendința la nivel mondial era cea a globalizării. Globalizarea însemna că fiecare face o părticică dintr-un anumit produs, unii îl proiectează, alții îl manufacturează, alții îl vând și așa mai departe. Și s-a creat un sistem care, într-adevăr, a condus în lume și inclusiv în România, a produs, de fapt, o practic, o bunăstare fără precedent. Deci, practic, sistemul globalist a dat posibilitatea să faci mărfurile în țara, în locul unde este cel mai mic, unde prețul este cel mai mic, și să-l vinzi cu prețul cel mai bun pe piețele mai solide. Deci, acest sistem de globalizare practic a funcționat destul de bine, unde problemele politice erau cam pe planul 2, toată lumea era preocupată pe modul în care poate să folosească aceste elemente ale globalizării. Și s-a creat o lume care e formată, de fapt, din trei cercuri concentrice în sistemul global. Primul este nucleul dur, cu țările mari, cu Statele Unite, cu China, cu Franța, cu Germania, cu alții, și care au beneficiat cel mai mult de pe urma globalizării. Ai după aceea un al doilea cerc, unde țările care doresc să intre în acest nucleu prin restructurările economice pe care le au, prin implicarea lor în comerțul internațional. România este una dintre aceste țări care sunt aspiranți pentru a ajunge în nucleul lumii globalizate. Mai la coada Plutonului, dar aspirați. Mai la coada Plutonului, dar e o posibilitate pe care toată lumea încearcă să o folosească. Și al treilea cerc sunt țările care resping globalizarea, care sunt împotrivă. Pot să vă dau exemple de țări cum sunt Coreea de Nord, cum sunt alte țări, care nu au nimic de a face cu sistemul global în lume. Acest sistem a funcționat, așa cum v-am spus, a produs o bunăstare fără precedent la nivel mondial, s-a resimțit și la noi și în România și în alte țări, în alte țări mai mult, la noi mai puțin, dar oricum, în mod evident, a fost o modalitate extraordinară de a crește bunăstarea. Dacă ne uităm la PIB-ul României în ultimii 30 de ani, categoric e o creștere abruptă. Pe când eram în primul guvern în care am fost ministru de externe, 92-96, domnul Văcăroi era prim-ministru, întreg bugetul României în 92-93 era egal cu ceea ce se face la noi acum la rectificare,
ce se dă la rectificare pentru diverse domenii ale economiei. Deci, în mod evident, lucrurile au fost destul de dure, dar s-a mers înainte și s-a ajuns într-adevăr ca și România să se integreze. Se integreze în Consiliul Europei prin respectarea valorilor democrate, să intrăm în Uniunea Europeană, să intrăm în NATO, până când am ajuns chiar la posibilitatea de a fi unul dintre importanții jucători din Uniunea Europeană prin poziția noastră de președinție a Consiliului Uniunii Europene, care a fost un real succes și care ne-a făcut nouă României o imagine mult mai bună. De ce vă spun acest lucru? În general, imaginea României, noi avem o problemă cu imaginea noastră peste hotare. Foarte mulți oameni care nu au fost niciodată în România, care nici nu îi știu, nici nu ne cunosc, au o anumită părere negativă despre România. Ei, toți acești oameni, când au venit aici în România, pentru diverse reuniuni care se desfășurau, manifesta liderii politici, foarte mulți dintre ei, inclusiv specialiștii, au fost într-un fel, cum să vă spun eu, stupefiați să vadă că e o țară unde avem asfalt, unde avem mașini chiar prea multe, ne trebuie mai multe autostrăzi, clădiri, IT-știi, oameni capabili să producă o serie de lucruri, inclusiv cum e Renault, Dacia și așa mai departe. Deci imaginea este de lumea a treia, undeva în mentalul anumitor. Exact. Pentru noi a fost un foarte mare câștig ca lumea să vadă cu ochii lor că România este într-adevăr o țară care se dezvoltă rapid și care este în același timp o țară dedicată unor priorități pe care le avem. Și din punct de vedere a Uniunii Europene este exact preocuparea noastră pentru creșterea coeziunii Uniunii Europene, pentru dezvoltarea tuturor țărilor, să nu mai fie diferențele foarte mari și așa mai departe. Deci am avut această șansă, am fructificat-o. Și cu niște dosare destul de complicate, cu Brexit-ul și așa mai departe. Nu e numai Brexit-ul, este și cu Nord Stream-ul, prin gazul din Rusia, prin Germania. Deci au fost lucruri foarte dificile pentru care noi am pornit de la o idee că suntem un honest broker, cum se zice. Deci suntem o țară care are președinția și preocuparea noastră este să găsim soluțiile care sunt acceptabile pentru toate țările Uniunii Europene și lucrurile acestea, să știți că se pun la dosar. Lumea știe, înțelege și apreciază tot ceea ce s-a făcut. Sigur că a fost o lovitură foarte grea, pandemia cu toate, să spunem, efectele negative pe care le are și care a, până la urmă, afectat și România, nu am scăpat și nici simțiți noi. Simțiți că această pandemie schimbă acest joc de putere pe care l-ați descris, schimbă regulile jocului? Asta e părerea mea și vă spun foarte direct, pentru că dacă până acum trăiam într-o lume globalizată care era într-adevăr condusă de una din țările cele mai importante, Statele Unite ale Americii, jandarmul mondial, țara care dădea ora exactă pentru întregul sistem globalist. Astăzi suntem într-o zonă diferită în care Statele Unite au propriile lor probleme și cele interne datorate pandemiei și altor probleme economice și sociale. Și sociale și pe de altă parte, inclusiv sunt lucruri care sper ca niciodată în România să nu ajungem la așa ceva. Am văzut câteva demonstrații care s-au făcut și cum spunem, confruntări violente cu poliția pe probleme rasiale, pe alte probleme. Ei, deci pentru noi... Ne-am avut și noi o situație destul de violentă de partea jandarmilor, cel puțin acel 10 august, care a rămas 10 august e o chestiune care trebuie să fie descifrată de oamenii de specialitate, pentru că au fost și provocări foarte mari, cu galeriile mai ales. Eu eram la televizor, dar am văzut cum era. Deci asta vă spuneam. Pe de altă parte, vedem o țară care este în creștere, Republica Populară Chineză, care la ora actuală este pe locul 2 în lume din punct de vedere economic. Este și o putere militară, nu la nivelul celorlalte țări din NATO mai ales,
Dar este o țară care la ora actuală ne face să credem că ne ducem spre un sistem bipolar de data aceasta sau multipolar, în care pe lângă cele două țări foarte importante, Statele Unite și China, avem puteri regionale. Avem Federația Rusă, avem India, avem Coreea, avem Japonia, avem Brazilia, avem Turcia, avem state care au o economie destul de solidă și în același timp și instrumentele militare pentru a contribui la securitate. Deci se schimbă, din punctul meu de vedere, încă o dată vă spun, se schimbă imaginea. Ce trebuie noi să facem? Trebuie să înțelegem că în lumea globalizată, când a apărut pandemia, știți care a fost prima măsură pe care au luat-o toate statele? Închiderea frontierelor. A doua măsură, încercarea de a importa din China măști, medicamente, costume de protecție și așa mai departe, atât de multe încât China nu putea face față la aceste lucruri. Și atunci s-a avut loc un click în care lumea și-a dat seama că totuși statele naționale au un rol foarte important. În primul rând, pentru că ele trebuie să asigure cetățenilor fiecărui stat securitatea, bunăstarea și, în general, viața socială. Nu poți să stai, sigur, poți să faci tot felul de chestiuni și să le schimbi, dar sunt lucruri fundamentale pe care fiecare țară trebuie să fie în măsură să și le rezolve singure. Asta a fost o primă, hai să spunem, o primă imagine pe care am avut eu. Fiecare s-a închis imediat și a încercat să vadă. Dar o întrebare, domnule Meleșcanu, deschidem o paranteză. Acum putem discuta destul de la rece. Nu mai suntem în acele prime săptămâni, zile, luni. Da. Lucrurile s-au așezat undeva și oamenii pot discuta mai la rece. Apropo de această închidere, a închis China suficient de repede granițele? Credeți că în termeni raționali se putea contain, cum zic americanii, mai bine situația locală, astfel încât să nu devină o problemă globală? E imposibilă. China e o țară enormă cu foarte multe investiții din străinătate, inclusiv din Statele Unite, inclusiv din țările Uniunii Europene, inclusiv din alte state și, în al doilea rând, o țară care exportă foarte mult în toată lumea. Această pandemie s-a desfășurat, a pornit de la un oraș, Wuhan, care îl știm cu toții, și în câteva săptămâni a fost o împrăștiere totală, o acoperire aproape totală. Deci, propriu-zis, lăsând la o parte orice teorie ale conspirației și luând lucrurile pur și simplu ca atare, ca fapte, dacă această boală, să spunem, ar fi izbucnit într-o țară mai izolată, nu știu, undeva în Africa, cum mai apar diverse lucruri, ar fi fost mai ușor de probabil că ar fi fost mai ușor, dar într-o țară care este foarte serios ancorată cu în economia lumea mondială, în ansamblu, evident că a fost o altă situație decât cea a unei situații și astăzi în Africa, într-adevăr, avem Ebola, avem HIV-ul, SIDA, avem foarte multe, dar sunt ținute, containment, sunt îngrădite și se poate face. Atunci când vorbim însă de o economie enormă, vă dați seama că este foarte greu, aproape imposibil de a controla aceste lucruri. Aș adăuga o notă critică. Din păcate, sistemul multipolar și colaborarea internațională care trebuie să existe și care se reflectă și prin activitatea unor organizații internaționale, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, a fost într-o etapă foarte importantă de la începutul pandemiei, în care nu s-a prea auzit. Nu a fost acel instrument care la nivel mondial, la nivel multilateral, să ofere statelor membre, unde noi plătim, de fapt, în fiecare an cotizații la Organizația Mondială a Sănătății, nu a reușit să își îndeplinească obligațiile. Nu este întâmplător faptul că Statele Unite, președintele Trump, a hotărât retragerea
Statelor Unite, din Organizația Mondială a Sănătății. De aceea, ca să încheiem toată discuția, eu cred că lumea se duce spre un sistem multipolar, cu niște țări foarte importante, cu țări regionale, care pe plan regional au o putere foarte mare, pe o dorință de a avea o colaborare multilaterală. Multilateralismul este, din punctul meu de vedere, adevărata soluție pentru funcționarea sistemului internațional și acest lucru trebuie făcut cât mai rapid și cât mai inteligent. România a reacționat cu niște măsuri foarte dure. Stare de urgență, stare de alertă în care suntem și acum, stări aprobate de Parlamentul României, din care faceți și dumneavoastră parte. Cum s-a văzut din interior, din Parlament, această gestionare? Primul șoc și la nivelul Parlamentului, toată lumea aproape a fost în favoarea adoptării unei măsuri care să permită stoparea pandemiei. De aceea și Parlamentul a aprobat starea de urgență cu niște măsuri extrem de dure, care într-un anumit sens erau un fel de imitații față de alte țări care se confruntau cu coronavirusului. A fost o decizie foarte dură care a avut două elemente. Prima, a blocat într-adevăr societatea, mobilitatea oamenilor, drepturile și libertățile cetățenilor. Și în al doilea rând, a fost o decizie care a blocat economia și viața socială. Sigur, poți să dai niște salarii la unii, le dai 50%, le dai ceva, dar în mod evident, după aceste prime luni de situații de urgență, a urmat starea de alertă, care pentru mine a dovedit o totală lipsă de capacitate pentru a monitoriza și pentru a rezolva problemele pe care le produce virusul, coronavirusul. De ce vă spun asta? Primul element. Atunci când s-a adoptat starea de urgență, nu s-au făcut niciun fel de teste, extrem de puține, aproape nu existau. Dacă noi în această primă etapă, când toată lumea era acasă, totul era blocat, nu aveai libertate de mișcare, mergeai la magazin între anumite ore și așa mai departe, dacă s-ar fi făcut testele, aveam o imagine foarte clară unde există focare de care și-ar fi putut fi restrânsă. Exact, și-ar fi putut fi monitorizate imediat. În plus, trebuie să recunoaștem că a fost și din partea românilor care lucrează în țări din străinătate, a fost un val foarte mare care a venit spre România. Se estima un milion la un moment dat, nu știu. Ceva de genul ăsta. Dar nu s-au făcut testările. Toată lumea ne spunea, testați ca să știți care e situația. S-a înghețat această situație și în etapa a doua au început măsurile, foarte multe dintre ele confuze, care se schimbau și care au afectat grav economia. Deci, din punctul meu de vedere, la ora actuală, cel mai grav lucru care se întâmplă este că noi nu avem o strategie, un plan privind recalibrarea, decolarea economiei românești. Nu putem să trăim doar făcând împrumuturi, cele mai mari împrumuturi din istoria omenirii, ca să putem să ne plătim posibilitățile de a trăi, de a mânca, de a pune ceva pe masă. Deci, aceste împrumuturi vin la pachet cu o cedare de suveranitate? Că este și această întrebare. Mă rog, la nivelul Uniunii Europene s-a adoptat un plan de restructurare a economiei la nivel european, la nivelul țărilor europene, care se vehiculează o sumă de vreo 750 de miliarde de euro și din această sumă o parte este dedicată și vreo 560 de miliarde este dedicată dezvoltării economice, adoptării de reforme solide și așa mai departe. Acest pachet care e format
din bugetul Uniunii Europene și din programul economic al Uniunii Europene are evident și referiri la legăturile care trebuie făcute între obținerea de fonduri din partea Uniunii Europene și rezolvarea unor probleme cu statul de drept, economie privată și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, e într-adevăr o problemă și când vorbim de ceea ce înseamnă sprijinul Uniunii Europene pentru toate țările, trebuie să înțelegem că, într-adevăr, reforme fundamentale și obligatorii care trebuie făcute în țările care vor obține asemenea fonduri înseamnă, de fapt, ca să traduc în limba română, mult mai simplu, înseamnă până la urmă că fiecare va trebui să strângă cureaua. Că altceva nu există, nu poate să fie alt sistem. Deci acestea sunt lucrurile care le avem la ora actuală. Știu că s-au vehiculat sume 80 de miliarde. Ar fi fost bine. Nu e cazul. Din calculele pe care le-am făcut, dar sunt calcule personale ale mele, România va avea probabil în jur de 33,5 miliarde de euro pentru economia românească, pentru țara noastră. Ideile cu 80 de miliarde, să fim serioși. Dar ce vreau să spun este că din acești bani există două domenii care pe noi ne afectează din... Acesta este programul de relansare a economiei europene. Al doilea este bugetul Uniunii Europene pentru o perioadă de 6 ani. Au scăzut foarte mult fondurile de coeziune, care pentru noi sunt esențiale. Dacă sunt membru al Uniunii Europene, eu trebuie să fiu ajutat ca să recuperez un decalaj. Exact, să diminuez decalajul dintre țările foarte dezvoltate. Sigur, am avut ani când am avut creștere economice de 5-7%, evident. Dar România are nevoie de acest sprijin pentru ca decalajul între țările foarte dezvoltate și țările din Europa Centrală și de Est în general, care sunt pe aceeași linie, au avut nevoie. La ora actuală e vreo 4 miliarde tot ceea ce înseamnă fonduri de coeziune. Și în al doilea rând, un alt capitol care pentru noi este esențial, capitolul referitor la dezvoltarea rurală și politica agricolă comună, unde de asemenea s-au tăiat banii din viitorul buget al Uniunii Europene, care pe noi ne afectează în și care ar fi putut fi un motor real pentru România. Eu recunosc, înțeleg, nu sunt, cum să spun, un om care nu înțelege lucrurile. Evident că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a dat o gaură, să vorbesc nediplomatic, de 14 miliarde de euro, care era contribuția Marii Britanii la bugetul Uniunii Europene. Evident că și ei beneficiau de această contribuție, dar în același timp, evident că și alte țări, inclusiv România și țările din zona noastră, aveau posibilitatea să acceseze anumite fonduri. Asta e a doua chestiune foarte gravă pentru noi. A treia chestiune este aceea de a vedea în ce măsură suntem capabili să folosim aceste fonduri din bugetul Uniunii Europene, din programul de redresare a economiei europene. Din păcate, cam toate guvernele, cu mai bine, mai rău, în general, noi nu am reușit să facem cu adevărat posibilitatea de a folosi toate fondurile care ne revin, măcar atâta. Dacă în plus de asta mai putem să facem altceva, cu atât mai bine. Dar lucrurile astea trebuie înțelese și trebuie puse în mișcare. Eu nu pot să stau numai aici tot timpul și să-mi spui că trebuie să mă spăl pe mâini și să-mi pun masca pe figură. Eu vreau să aud ce facem ca să ieșim din această Înțeleg situație. Înțeleg că urmează să ne punem pe figură și în casă, și în mașină. Da, da, continuă. Adică sunt astfel de idei aruncate pe piață. Și sunt alte chestiuni care n-aș vrea să fiu foarte critic, că m-ați invitat, e foarte frumos și trebuie să mă port și eu cuvincios, dar au fost lucruri care sunt greu de înțeles. În nicio altă țară, în afară de România,
cei care nu aveau coronavirusul, ci erau asimptomatici, nu au fost niciodată aduși într-un spital sau altceva. Cu forța, obligați. Cu forța, obligatoriu, că dacă vecinul a spus, dacă îi se pare, dacă temperatura și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală enormă. Dar insistă cu ea. Adică chiar și această lege care s-a dat a păstrat într-o formă mai limitată, știu, dar a păstrat acest lucru. Ne-am luptat și noi cât am putut. Am stat din seara până dimineața. Însă vreau să vă spun foarte cinstit. Nu este o soluție, nu este corectă toată această treabă. Și uneori mă întreb dacă nu cumva noi înșine avem un stil din ăsta de a ne autoflagela și a da cifre, de a avea cât mai mulți că sunt asimptomatici, că sunt în deci spitale, cum era la Ceaușescu cu producția la hectar, trebuie să livrăm acum producția la coronavirus. Da, deci asta e o chestiune care într-adevăr nouă, pe noi ne afectează foarte rău și ca imagine. Și afectează cetățeanul român pentru că nu mai poate călători nicăieri. Gândiți-vă că 20 de țări din Uniunea Europeană au închis granițele pentru români. Și este o problemă și pentru români să mai vină acasă de unde sunt. S-a ajuns în situația ironică ca oamenii din Italia să nu mai vină în România pentru că trebuie să stea în carantină la întoarcere. Exact. Deci astea sunt lucruri care, din păcate, nu au fost în regulă. Elementul, să zicem, nou, care a fost, într-adevăr, e mai bine aranjat, este aplicarea de politici pe zone, pe județe, pe localități și așa mai departe. Dacă asta se făcea dinainte și nu închidem toate, tragem obloanele la toată România, atunci ar fi și mergem țintit unde este acolo o problemă. Acolo unde există un focar, acolo unde se face. Deci cu totul altceva. N-a existat, zic și eu. Și dacă multe focare sunt în spitale, pentru ce să închide economia din oraș dacă problema e la spital? Adică mai e încă un lucru de care nu se vorbește foarte mult, dar să știți că în această perioadă au murit mulți oameni, nu de coronavirus, ci de diverse afecțiuni, pentru că nu au avut acces la sistemul sanitar. Ăsta este adevărul. Nu s-a putut face mai mult așa. Deci astea sunt lucruri care n-ai cum să le treci cu vederea. Apropo de n-ai cum să le treci cu vederea, sunteți, sau să reformulez, această idee a unei moțiuni de cenzură este doar o amenințare politică, știu și eu, sau credeți în realitatea unei moțiuni de cenzură? Acum, ca să vă spun așa, cam din discuțiile pe care le-am avut cu colegii și noi a fost o încercare de a găsi un dialog cu guvernul ca un să timp putem... s-a spus nu dăm moțiune de cenzură în starea de urgență, nu dăm moțiune de cenzură în starea de alertă. Ulterior s-a renunțat la această ultimă parte și se vehiculează ideea unei moțiuni de cenzură. Da. Lucrurile însă au ajuns într-un stadiu foarte, foarte delicat deja. Avem, v-am spus, cea mai mare îndatorare pe care o are guvernul actual, cea mai mare datorie a României din toate timpurile. În al doilea rând... Bine, poate cea mai mare datorie a fost perpetu, adică poate a fost o curbă și când ai fi putut să spui că e cea mai mare datorie, dar poate că curba acu e mult mai accentuată. E mult mai accentuată. În al doilea rând, lucru cel mai grav este lipsa totală a unei viziuni privind relansarea economică a României. Dacă nu reușim să facem asta, e degeaba. Putem să-i băgăm pe oameni în ventilator. Unii scapă, alții nu scapă, de aia care scapă, ce fac? Unde se duc? Acasă. Plus că mai e o chestiune care nu e foarte, foarte în regulă. Noi am avut un sector care era plătitor de taxe, Horeca, adică tot hotelul, restaurante și așa mai departe. Și dacă vă uitați la intrarea de impozite și taxe în zona ANAF-ului, veți vedea că întreprinderile mici și mijlocii românești sunt cele care își plătesc cel mai bine impozitele pe care le au. Și stau pe capul lor, e adevărat, sunt plin de controle. De controle și așa mai departe. În timp ce ați auzit de vreo multinațională în România că n-a plătit impozitul, n-are ce impozit să plătească. Că merge la zero. La zero, practic. Profitul e, mă rog,
simbolic. Exceptând niște mari corporații care pierd în continuu sume fabuloase. Ei, corporațiile mari au capacitatea de a se reechilibra, pentru că ele sunt în diverse țări, în mai multe țări, în fine, unii acolo se fac, la noi s-au făcut, gândiți-vă, nu pot să spun numele, că după aia vă creez probleme, unul din lanțurile de distribuție din România, cu capital străin, care funcționează în România, anul trecut, la bilanțul care s-a făcut pe întregul Mapamon, a fost numărul 1 ca profit. Deci vă dați seama că sunt zone în care într-o perioadă sau alta se pot face foarte multe profituri. Acest profit poate să se reechilibreze. Pentru cineva care are o pensiune sau o terasă, n-are de unde să se reechilibreze. De aceea am pornit de la această idee. Am dorit să spunem foarte clar. Nu mai putem continua așa. Avem nevoie de un program. Avem nevoie de asumarea responsabilității, fără aceste lucruri nu avem cum să progresăm. Și atunci există acest proiect care probabil va fi pus pe masă la jumătatea lunii august, va fi o moțiune de cenzură și din punctul nostru de vedere... Într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Va trebui până la urmă să vină primul ministru, să vină guvernul, să ne explice, să ne explicăm și noi care sunt doleanțele, nu ale noastre, ale parlamentarilor, ci a oamenilor care ne-au trimis în Parlament, care să le asigurăm lor o viață mai bună. Asta e tot sistemul. Sigur că este și un pic combinat cu alegerile, cu toate astea, fiecare încearcă să folosească instrumente politice, sigur, legale, potrivit Constituției, și atunci asta creează și mai multe dificultăți, dar din punctul meu de vedere, eu cred că o moțiune de cenzură este absolut necesară, pentru ca guvernul să vină, primul ministru să se exprime, să răspundă la întrebări și să ne spună ce are de făcut. Dacă nu suntem de acord, sigur că, mă rog, poate să cadă guvernul. Dacă nu, mergem înainte și căpătând, dar fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea în cazul ăsta. Dumneavoastră sunteți acum membru în Partidul Puterii Umaniste. Ce v-a convins să faceți acest pas? Eu am ajuns la concluzia că în politică, pe lângă toate proiectele grandioase, care sunt foarte importante, care sunt foarte necesare pentru România, eu am ajuns la concluzia că elementul fundamental este să ajutăm pe oameni. De fapt, eu ca politician nu mă interesează foarte mult în unele mari proiecte care se fac în țară. Mă interesează oamenii. Din județul meu, unde am fost ales, vreau să văd că ei duc o viață mai bună. Deci trebuie să înțelegem că ăsta e un punct esențial din punctul meu de vedere. În al doilea rând, un al doilea element foarte important pentru mine este sprijinirea capitalului românesc. Până la urmă, dacă vă uitați, lucrurile aici au deraiat foarte mult. Practic, nu prea mai există societăți cu capital românesc. O să vedeți, dumneavoastră sunteți o televiziune de business. Când cineva construiește un român un business, foarte repede, în 2, 3, 4, 5 ani, dacă merge foarte bine, vine și altcineva. Deci avem nevoie de capital românesc. Și al treilea element, sprijinirea agriculturii. O agricultură modernă, o agricultură bio care să folosească în toată lumea. România are, hai să vă spun foarte direct, dincolo de toate poveștile, România are două resurse. Pământ arabil și apă. Deci noi suntem o țară care suntem capabili să hrănim un număr foarte important de țări din Uniunea Europeană și din alte zone. Dacă noi nu reușim să sprijinim această agricultură, de-aia am și spus la început, când discutam despre împărțirea bugetului. Dacă e vorba de politica agricolă comună, pentru România este un element esențial. Și lucrurile s-au văzut. Deci trebuie într-adevăr să lăsăm foarte ideile foarte înalte, certurile noastre, să ne concentrăm pe lucrurile care cu adevărat îi preocupă pe oameni. Și ați găsit în Pactul Puterii Umaniste este cel care are acest obiectiv. Pentru alegerile locale, cum vedeți lucrurile odată vis-a-vis de desfășurarea sau nedesfășurarea lor în acest an, pentru că este o discuție în spațiu public? Și al doilea, cum stați dumneavoastră la partid cu potențialii candidați în acest moment?
Da, noi avem probabil săptămâna viitoare să veți candida la ceva, la local? Nu. Dar avem în toate județele, oamenii își vor depune candidaturile. În unele județe am mai făcut și anumite alianțe ca să avem o putere mai solidă, ca să reușim. Deci să... sunt alianțe locale. Alianțe locale, care sunt unele cu liberali, unii cu alții, fiecare cu ce este, să încercăm să găsim cea mai bună soluție pentru niște oameni care să-i promovăm. Și să știți că ceea ce e caracteristic pentru Partidul Puterii Umaniste este faptul că suntem oameni serioși și nu ne ținem de povești și de discursuri aiurea. Suntem oameni care avem experiență și care chiar vrem să punem această experiență la îndemâna omului. Acum, în legătură cu votul, sigur, potrivit Constituției, noi trebuia să facem alegeri pentru alegerile locale din România. În Constituție, evident că pentru Parlament se spune expres că mandatul parlamentarilor este de 4 ani, dar astea sigur să vin pe fundalul pandemiei și evoluției. Deci primul lucru care trebuie să vi-l spun este că eu consider că în funcție de ce se va întâmpla, cum va evolua bătălia împotriva coronavirusului, probabil că vor fi și anumite efecte asupra alegerilor. Să spunem că lucrurile se mai așează, dar am niște întrebări foarte simple. Deci dacă trebuie să port mască afară pe stradă și în centru de votare, e foarte bine, zici că mă protejez pe mine și protejez pe ceilalți. Dar eu când votez, iau o ștampilă. O ștampilă pe care virusul nu prea se prin aer nu se răspândește, dar pe suprafețe de metal, lemn și plastic trăiește foarte bine. Deci eu iau această ștampilă, mă duc cu ea în cabină, votez, o dau, vine altul după mine și așa mai departe. Cum pot eu într-adevăr să îmi asigur minimum de măsuri pentru a nu ne trezi cu o pandemie și mai mare? În al doilea rând, probabil că va trebui să ne ducem și cu măști, nu știu, cu mănuși. Cu mănuși, cu măști, cu tot. A doua chestiune, dacă Doamne ferește într-o circunscripție electorală, așa, îi se face unuia rău și ia temperatura, îl ia și îl duce. Secția electorală se închide. Ce facem? În al treilea rând, sunt destul de mulți oameni care sunt în spitale la ora actuală, care au și ei dreptul să voteze, chiar dacă sunt bolnavi de coronavirus. Am încercat să văd dacă există vreo relație, dacă la nivelul guvernului s-a discutat ca jandarmii sau alte structuri să poată să meargă cu urna mobilă. Toată lumea a spus, domne, nu vă supărați, nu ne implicăm. Deci sunt și lucruri care pot afecta până la urmă modul de desfășurare a legilor. Și trebuie ținut seama de acest lucru. Cu diaspora cum se va întâmpla, mai ales că dumneavoastră ați fost implicată în gestionare? La astea locale nu e votează. Diaspora, deci nu votează nimeni. O să vedem la care vor fi modalitățile. La ultimele alegeri, eu am propus o lege care a fost legea de a vota timp de 3 zile în diaspora pentru a diminua îngrămădelile. O să vedem și acolo ce o să fie. Dar deocamdată ne concentrăm pe locale, să vedem dacă vor fi. Poziția partidului dumneavoastră sau a dumneavoastră personal este mai degrabă să se amâne sau să se țină la termen? E din păcate o decizie a Curții Constituționale a României care cere neapărat să facem aceste alegeri. Ceea ce trebuie noi să facem este să găsim modalitățile care să nu permită să facem niște alegeri strâmbe și, în al doilea rând, să nu îmbolnăvim mai rău oamenii și să mai ales să privăm de dreptul de vot oameni care sunt în spitale sau în alte case. Deci credeți că legislativ nu există pârghii să fie amânate aceste alegeri? Sigur, dacă se realizează un consens politic, atunci se poate, dar deocamdată mergem și ținem seama să vedem cum evoluează pandemia.
La începutul emisiunii ați descris reconfigurarea sistemului global și de putere și ați sugerat faptul că, virgulă, China este un jucător care se prefigurează a fi tot mai semnificativ. Da. Ar trebui în momentul de față, din perspectiva dumneavoastră, ca România să-și regândească relația cu China în această schimbare sau rămânem ancorați în vechea abordare și nu contează ce se întâmplă? Nu, noi rămânem în continuare, noi avem un statut foarte clar, suntem membri ai NATO, membri ai Uniunii Europene și avem un parteneriat strategic foarte important cu Statele Unite din punct de vedere al securității, dar și cu alte țări, cu Marea Britanie, în fine. Dar în același timp avem o politică de deschidere dincolo de Europa și de Uniunea Europeană și de parteneriatele strategice pe care le avem. Noi, dacă vreți, vă spun foarte direct, la ora actuală, România are un parteneriat economic strategic cu China. Deci noi avem aceste posibilități. Participăm de asemenea la un format care se numește 17+1, unul este China și 17 țări din Europa Centrală și Europa Orientală, unde se discută și proiecte. De exemplu, Ungaria a făcut un tren de mare viteză într-un an de zile între Beograd și Budapesta. Avem și noi un asemenea proiect, să facem un tren de mare viteză de la Budapesta, Cluj, București, Marea Neagră. Și putem să facem, deci sunt proiecte într-un care ne putem face. Într-un parteneriat cu China. Într-un parteneriat, sigur, cu China, dacă găsim modalitățile cele mai bune. Deci trebuie să înțelegem că pentru noi, noi nu suntem o țară care ne putem permite să ne închidem frontierele și să nu colaborăm cu nimeni decât cu câțiva. Noi suntem o țară care trebuie să fim deschisă și nu e vorba numai de China. E vorba de Coreea de Sud, care e unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai României. Vorbim de India, vorbim, cum am spus, de Japonia. Noi avem niște parteneri economici. Sigur, problemele de politică și de apărare sunt altele. Alea fac parte de NATO, acolo sunt politici care se hotărăsc și se adoptă, dar din punct de vedere economic, eu cred că România trebuie să-și exploateze nu numai relațiile cu țările dezvoltate sau care pot să facă investiții în România. România trebuie să-și folosească mai ales imaginea foarte bună pe care am avut-o în țările în curs de dezvoltare, în Africa, în America Latină și astăzi sunt oameni care au făcut studii în România și care sunt miniștri în țările lor, sunt oameni care își aduc aminte cu o plăcere extraordinară. Unii și recunosc. Unii sunt miniștri și în țările noastre, da? Mă rog. Exact, da, în fine, da. Deci avem, ar trebui să înțelegem că nu putem să stăm doar ca într-un culoar din ăsta din care nu putem ieși. Trebuie să fim o țară capabilă să intre în relații economice, politice, sociale, culturale și cu alte țări. Dacă există într-adevăr, ajungem la rezultate care sunt acceptabile ambelor părți, noi trebuie să le folosim. Este politica României acum, externă mă refer, mai aliniată? Pentru că a fost o perioadă de timp în care entități diferite de putere ale României păreau că au agende diferite. Suntem chiar spre final, să știți, mai avem 2-3 minute, dar da. Dacă putem să... Din punct de vedere al politicii externe, trebuie să înțelegem că până la urmă există niște priorități pe care noi trebuie să le respectăm. Țară membră NATO, țară membră a Uniunii Europene, parteneriatul strategic cu SUA. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că cea mai importantă viziune pentru noi trebuie să fie dezvoltarea relațiilor cu țările vecine României. Deci dacă nu facem aceste lucruri și ne agățăm de unii sau de alții, riscăm să nu avem un viitor foarte simplu. Mai mult vreau să spun, din punctul meu de vedere, trebuie să înțelegem că România e o țară mijlocie. Nu e mică în Uniunea Europeană, nici la nivel mondial. Nu e nicio țară mare, suntem o țară mijlocie.
pentru ca să putem să avem într-adevăr o greutate mai mare în Uniunea Europeană. Când e vorba de bani, când e vorba de fonduri, când e vorba de politica externă și de securitatea Uniunii Europene, trebuie să înțelegem că trebuie să ne facem niște majorități de conjunctură. Dacă pe un proiect al Uniunii Europene noi ne aliem cu Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, cât vreți, Europa Centrală și de Est, noi putem să obținem un rezultat. Dacă ne gândim doar că noi suntem prieteni numai cu Germania sau numai cu Franța sau numai cu Italia sau numai cu Spania, facem o greșeală. Pentru că țările din Europa Centrală și de Est au aceleași dificultăți, au aceeași moștenire grea din perioada comunistă și aceeași dorință de a face ca dezvoltarea lor să le permită să se apropie la nivelul țărilor avansate din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mereșcanu. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mai așteptăm aici, în platoul de Canal 33. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Credem că a fost o oază de perspectivă diferită asupra ceea ce, și mai de deasupra asupra ceea ce înseamnă vremurile pe care le trăim. Revenim după o scurtă pauză publicitară. Rămâneți alături de programele Canal 33.